Sute de tineri s-au adunat într-un club din Shanghai cu un singur gând, să se bată, nu cu pumnii, ci cu pernele. Așa au mai scăpat de stresul acumulat de-a lungul anului. Înarmați cu perne speciale care nu se rup și încurajați de ritmurile rock, tinerii au început să-și aplice lovitură după lovitură. M-am simțit foarte bine. Cred că bătaia cu perne a fost destul de utilă. Am lucrat atât de mult și nu prea am avut timp să mă distrez, așa că m-am simțit foarte bine. Bătaia cu perne a devenit deja o tradiție în China. Până acum era organizată exclusiv în ajunul Crăciunului și anului nou. Seara trecută a fost bonus pentru că și numărul participanților a crescut. În zilele noastre, foarte mulți angajați și studenți se confruntă cu presiuni foarte mari la muncă și la școală. Noi sperăm să le oferim o modalitate de a scăpa de stres înainte de sfârșitul anului. Astăzi va avea loc o altă bătaie cu perne, de această dată pe un stadion din Shanghai. Peste 1200 de oameni vor mânui pernele.